Stimați colegi, îmi tare îmi plac unele cuvântări așa cu pafos. Mai ales cu oameni nu știți un articol, nu mai vorbiți de studii profunde, ce înseamnă protecția patrimoniului. Eu pot să o spun cu certitudine, da, ce este protecția patrimoniului, fiindcă am activat în domeniu, deosebire de unii, și am și câteva studii, așa, mici, puțini, dar ceva sunt făcute. Știți, când vorbim de patrimoniu, nu vorbim de municipiul Chișinău. Patrimoniul este mai mult decât municipiul Chișinău. Și dacă astăzi noi, am vorbit despre monumentele care nu sunt luate la evidență în Republica Moldova. Eu vreau să vă spun că vreo 60% nu sunt luate la evidență în Republica Moldova. Da? Și iarăși, cum am mai vorbit cu vreo patru ani în urmă, să mă repet încă o dată la tribuna asta, eu, elementar, din localitatea mea de Baște, în grădinița, deci este, este monument istoric, a fost o casă boierească, care nu este luată la evidență. Da? În satul vecin, tot nu este luat la evidență, da? la Rădeni. La România, tot nu este deci o fabrică de vin care e construită în perioada de deci, țarul, nu este luată la evidență. Și dacă o să luăm așa pe fiecare, deci în parte, o să vedeți că avem câteva mii de monumente care nu sunt luate la evidență. Și putem noi ce a despre gojineță, inoplaneteni, despre și vreți, dar în cazul când statul nu intervine, măcar cu o iotă, ca să-și poată la, la evidență patrimoniul, deci asta înseamnă lipsă de, de responsabilitate. Deci asta înseamnă. Acum, despre alte acțiuni care trebuie să întreprindem, apropo, proiectul încă trebuie completat și despre faptul că nu au cicăta în unele complexe istorice, are da, geografică istorică, nici deci nu au cicăta cu diferite unități de transport. Și eu vă dau cu aceste cifre care merg deci, la complexul deci, Orhei Vechi. Deci acolo e dezastru. Când se duce sâmbătă, duminică, se distruge absolut tot. Acolo sunt vestigii arheologice care au zeci de mii de ani. Nu e vorba de o mie sau două, dar zeci de mii de ani. Și când cineva se duce pe colo și merge cu quadraciclele este în colo, în coașe, dar și distruge și tot de deci, stratul deci arheologic care este. De asta, deci noi, cred că în acest proiect de lege voi veni cu un asemenea amendament, că nu se poate de acolo, trebuie pe în zone amenajate unde se pot duce, dar nu unde este, deci, monumente istorice. Acum despre uh, faptul municipiului Chișinău. Eu vreau să vă spun cum nu i-a fost lene în și n-au distrus monumente istorice. Dar Conacul tău, Teodosiu, oare și l-a dat jos. Așa, într-o noapte, în 2005, nu cum așa la memoria, hop, parcă este, parcă nu este. știi? Povestea cu harap alb, știi? S-a suit pe calul balan și ea ca s-a dus în văzduh și ea ca este, ea ca nu. -i. Așa și a fost Conacul Teodosiu. Într-o noapte au dispărut, da? fiindcă cineva vrea să-și mai facă o anexă la președinție. Vrea să-și facă acolo. Da, și noi, Conacul Teodosiu, și toată lumea după asta a mai venit, și a noștri, și a voastre, și -a alții, care îți spun eu, că vor să reconstruiască și el nu mai este. Dar, de fapt, un monument istoric nu înseamnă doar clădirea în sine, dar înseamnă în sine tot spațiul prin care a fost, din punct de vedere volumetric construit, din punct de vedere a fațadei. Eu vreau să vă spun că în unele state nu-ți permit să intervii în fațadă. Tu nu poți schimba geamul, tu nu poți, deci pune, deci orice alt, nu poți interveni deloc fiindcă se păstrează, propriu zis, starea intactă, deci a fațadei se păstrează. Și dreptul de proprietate, deși este, când e vorba de patrimoniu istoric, dreptul de proprietate cade pe planul 2. Pe primul plan este protecția patrimoniului, iar legea așa nescrisă în domeniul culturii și patrimoniului spune că cine nu are patrimoniu cultural să-și-l construiască. Adică dacă ai două, trei clădiri pe o stradă care sunt într-o anumită perioadă istorică, încerci cumva să dai un aspect de centru istoric când tu deci avizezi construcția unei, unei clădiri ca să se respecte din punct de vedere a fațadei aproximativ acele clădiri care este. Apropo de regimul din înălțime, și astăzi este reglementat regimul de înălțime, dar cine, cine respectă azi regimul de înălțime? Iar că la circ, deci încolo, astăzi s-a încercat ca să accepte construcția mastodontului acela de câteva zeci de, de etaje. Nu este problema că să se construiască. Noi trebuie să dăm voie dezvoltatorilor să se construiască. Dar trebuie să respecte câteva lucruri. Prima, căile de acces. Cine dimineața vine din sectorul Șcani și Ciocana, acolo e dezastru. E că, astfel, când veniți din sectorul acela, acela e o oră. Dacă te pornești de pe strada Mircea cel Bătrân până de deci ce în centru, ai o oră de mers. Acum gândiți-vă, se construiește acel complex plus clădiri, da? asta se mai adaugă 30-40 minute, fiindcă este o singură cale de acces. Și doi, deci dar, pe lângă căile deci de acces, tu distrugi în general tot ce înseamnă spiritul istoric al locului. L-ai distrus. Deci noi în oraș avem două locuri, adică în tot orașul Chișinău, este vorba despre Biserica Mazarache și Constantin și Elena, care stau față în față una cu alta, că ne-ai trântit niște clădiri, o construit pe de o parte deci Moldova haz, da, și de altă parte vrea cineva să construiască, nu știu, clădire, și s-a terminat. Da, dispare locul deci, medieval orașului, orașului Chișinău. Dar și apropo, deci nu noi am spus că actualul primar face prostii în domeniul patrimoniului. Întrebați-l pe Chirtoc, el ieri a spus, băi, oprește-te, da? primarul vostru. N-am spus-o eu, nu am spus-o altcineva, iar oamenii aici care fac și citează, îl citează pe Chirtoc. Că l-a spus că, uite, vezi, e seama că prin proiectul ăsta de lege voi încercați să faceți mișmașă. Nu că ar fi el sfânt și avea aripi de herivun, dar până și el omul s-a referit la faptul că se fac porcării în, această, în acest sens. De ce? Când vorbim de de patrimoniu eu vreau ca noi să discutăm, da, proiectul încă are foarte mult de lucru, eu am mai vorbit și cu alți experți și avem nevoie să intervenim cu o lege nouă în gener, și asta cred că va fi următorul pas care trebuie să mergem cu, colegi o nouă. Da? Și cei ce noi trebuie cu certitudine când va fi revizuit legea bugetului, să prevedem bani pentru registrul monumentului. Pentru că el deja de mult trebuia cu vreo 4-5 ani în urmă să fie revizuit registrul monumentelor. Deci unele monumente să fie reintroduse în, în acest registru. Altele au fost băgate așa de dragul, s-au uitat după an, că e anul 43, gata, l-am băgat în listă. Dar are valoare istorică, nu are valoare. Care sunt aspectele da, ornamentale că trebuie acest și acest, această clădire să fie introdusă în listă a monumentelor? Sau sunt clădiri care pur și simplu e din 34-35 meriți. Apropo, dacă vorbim de centru istoric, nici nu el nu există. Este o singură stradă în tot municipiul Chișinău, dacă vreți să vedeți cum arăta Chișinău în perioada interbelică, urcați pe strada Iorgă. Deci este unica stradă care a păstrat aproximativ 60-70% din aspectul pe care l-a avut în perioada interbelică. Alte străzi, deci în oraș, chiar dacă avem pietonale, mai nu știu ce, nu mai există da, care să fi păstrat tradiția din acea perioadă. De ce? Finalizați, vă rog. De ce eu, proiectul de lege vine să rezolvă o parte din probleme, nu vine să rezolve tot. Eu vă îndemn să votăm și în lectura a doua să intervenim cu ceea ce am menționat, dar totodată să ne axăm într-un viitor apropiat, da, să fie elaborată o lege nouă care să rezolve problema patrimoniului din Republica Moldova. Mersi mult!